Faceți curățenie aici acum. Nu că fac curățenie. Vine să le mănânce ursul, doamnă. N-ar fi rău. Locuitorii din Ploiești fac haz de necaz, chiar dacă de 4 nopți la rând primesc mesaje ro-alert în care sunt anunțați că ursul circulă liber pe străzi. Ultimul a vizat zona cartierului Bereasca pe strada Fagului, dar înainte să ajungă aici a mai fost filmat de locuitori și pe strada Lucernei. Uite ursul, vino încoace să vezi ursul. Uite ursul, mâncați-l, vino să vezi ursul, Corina. Vino să vezi ursul, mă! Azi noapte, în jurul orei 3 dimineața, au fost primite prin apelul de urgență 112 două sesizări cu privire la existența unui urs în zona de nord a municipiului Ploiești. Colegii mei jandarmi, a inspectoratului de jandarmi Județean Prava, au intervenit de urgență, s-au deplasat la fața locului. Odată ajunse, autoritățile în zonă au fost întâmpinate de către locuitorii speriați, unii dintre ei care chiar au dat nas în nas cu ursul. Vine, mâncați aici gura ta! Bă, nu vine să cred! Ce ai? Mă stau la voi, bă, ce animalul ăla, mă, frate, așa, imens! Bă, dacă mă nu pe speria, nu ieși, am de unul singur cu lopata după el, bă, băiatule! Și cu lopata după el? Păi, uite, să zică lumea! Iza, seara a fost o situație, a fost foarte mult agitație pe străzi, au fost foarte mulți oameni, chiar s-a putut acționa cum am dorit noi. Nu s-a lansat nicio doză, nu s-a putut, tocmai că existau niște riscuri să lovim altceva sau pe altcineva. Comisia de intervenție a încercat chiar să pregătească tranquilizarea sălbăticiunii, însă nu a fost posibil. N-au putere, că nu poate să bată cu așa ceva. E scos din comun ce s-a ajuns acum în ultimul timp. Lasă-l, Doamne, iartă-mă. Chiar până acolo să-l tranquilizezi și să nu reușești să-l prinzi, să spui că împleticea și s-a dus în porumb. Păi îl căutam în porumbul ăla până când îl găseam. Pe strada Fagului din Ploiești, unde a fost văzut ursul ultima oară, se află o zonă unde vegetația este extrem de crescută. Înainte, oamenii aveau concesionat acest loc și puneau aici zarzavaturi, dar primăria le-a interzis acest lucru. Acum localnicii se tem ca nu cumva sălbăticiunea să se ascundă în această zonă. Este a patra noapte la rând în care în Ploiești este emisă avertizare de urs în zone locuite. Până acum, sălbăticiunea a fost văzută în zona de nord, în apropiere de spitalul județean și în preajma rafinăriei Vega. Eu trebuia să aibă chip ursul ăla și îl găsea, dacă îi punea chip, dacă îi lasă așa. Nu știu ce să zic, nici nu l-am văzut, l-am văzut decât pe filmare, acum 3 zile. În acest caz vorbim de un exemplar de urs de aproximativ 3 ani. Este probabil părăsit de mămică în această primăvară și încă este dezorientat. Nu știe să supraviețuiască foarte bine pe picioarele lui. A ajuns cumva în zona întâmplător și încearcă să-și găsească drumul înapoi. Are undeva până într-o 100 de kilograme, 80 de kilograme pe acolo. Un animal agresiv, nu a atacat animale, nu a atacat oameni. Din ce am văzut, se hrănește cu fructe de citre în zona. Prefectul județului Prahova, Virgil Iunanu, se va întâlni la începutul săptămânii viitoare cu toți primarii din localitățile în care a fost semnalată prezența urșilor. Vor fi convocați și administratorii fondurilor de vânătoare pentru a elabora o strategie de acțiune în aceste situații în care sălbăticiunile terorizează populația.